Atacuri dure vin la adresa antrenorului Politehnicii Timișoara, Valentin Velcea, din partea celor implicați în acest scandal. Maria Codrea aduce acuzația antrenorului al Violeților. Este rușinea Timișoarei, nici nu are ce căuta la conducerea echipei Poli. Eu pun pariu cu oricare din voi aici că nu există jucător la Politehnica din ce au fost, din ce sunt și din ce vor fi, care sunt sub mâna lui Velcea, să nu fie țepuiți și înșelați de Velcea. Câți antrenori au plecat de la Poli, excepțional, și Velcea a rămas în mod constant înlocuitorul oricui dintre ei. Nu. Dacă Timișoara ar scăpa de Velcea ca antrenor, și-o spun tare, Poli ar ajunge sus de tot. Să aibă oameni drepți, dar atâta timp cât oamenii din jurul lor sunt vicleni, excroci, înșeală fotbaliști, fură fotbaliști și așa mai departe, Poli nu va merge bine. Fiul Mariei Codrea, fostul fotbalist al Naționalei, Paul Codrea, îl acuză și el la rândul lui pe antrenorul Politehnicii. Lumea, să știe lumea cu cine are de-a face, cu ce fel de om, atâta tot. Pentru că omul ăsta antrenează Poli Timișoara acum, nu? Trebuie să fie un exemplu. Da. Și cred că nu-i cazul. Eu sper ca Velcea să-și dea seama de ce-a făcut, că eu m-am întâlnit cu ăla, mai interesat. El cât de cât s-a arătat interesat să rezolve problema. Important, aia nu s-a arătat interesată, colaboratoarea lui. Da. Ei sunt împreună și cât de cât el a mai încercat ceva, dar nu foarte convins. Implicat în acest caz, Cristian Dancea a depus și el, în vara acestui an, o plângere la DNA. Am depus o plângere, doamna Codrea a depus mai devreme, cred că în primăvară acestui an. Eu am depus acum în vară, mai târziu, când am venit în oraș, cam în iunie sau iulie mai exact. S-au mai dat declarații din partea noastră a tuturor celor implicați. Noi sperăm să se rezolve, pentru că nu poate să rămână așa. Noi am dat niște bani munciți din greu și i-au câștigat niște bani foarte ușor, fără să facă nimic. Cu doamna Codrea am înțeles că a depus o plângere inițial la București, după aia aici, merge mai departe. Da? Sper să se rezolve, cei de la DNA, pentru că actele dovedesc, avem acte pe tot ce s-a făcut, sunt clare lucrurile. Fotbaliștii speră că autoritățile în cauză se vor ocupa de acest caz și vor soluționa problema pe o cale favorabilă pentru ambele părți implicate.